Pregătiți-vă costumele de baie! Administrația publică locală vă invită ca și în acest an să vă bucurați de serviciile ștrandului municipal din Reghin, din complexul de agrement situat în Parcul Tineretului. Startul oficial la Scăldat s-a dat luni 1 iunie. În 1 iunie am deschis complexul de agrement ștrand municipal Reghin. L-am deschis, bineînțeles, pentru întreaga populație a municipiului Reghin, dar și al comunelor și chiar al orașelor alăturate. Pentru că vin persoane care sunt interesate de noi și se bucură de condițiile pe care le oferim, într-un mediu curat, într-o atmosferă plăcută, într-o ambianță cu muzică, cu plante, cu arbori. Și în acest sezon estival, cele patru bazine sunt adresate tuturor categoriilor de vârstă, înotătorilor de performanță sau de agrement pentru cei mari și cei mici. Ștrandul municipal este cel mai potrivit loc pentru a face o escapadă în zilele toride care se și anunță, mai ales că aici veți găsi dotări corespunzătoare, apă de calitate, aparate de joacă și de fitness și o ambianță de vacanță. Suntem pregătiți ca și în alți ani cu bazine pentru toate categoriile de vârstă. Se pot închiria șezlonguri pe întreaga zi și, bineînțeles, lumea poate să facă plajă, pe peluză, pe gazon, unde dorește. Avem câteva aparate de fitness, puține la număr într-adevăr, dar sunt cetățeni care se bucură de ele. Avem terasă unde se pot comercializa băuturi răcoritoare, câteva produse fast food. Pentru evitarea evenimentelor neplăcute, administratorii vin și cu sfaturi. Bineînțeles, există legislație care stipulează clar cum trebuie folosite bazinele. Noi, ca și în alți ani, încercăm să responsabilizăm oamenii, întreaga populație să folosească bazinele în mod adecvat. Pentru aceasta ne-am pregătit cu inscripții, cu pancarde, cu afișe, cu banere, prin care le arătăm cetățenilor cum trebuie să folosească bazinele, respectiv în bazinele pentru copii să nu sară în apă, să nu recurgă la acte de teribilism. Primăria mai are o veste bună. Valoarea biletelor a rămas aceeași ca anul trecut. Astfel, pentru o zi la Scăldat la ștrandul municipal, tarifele sunt următoarele. 3 lei pentru copii cu vârstă de peste 5 ani, 5 lei pentru adulți, iar programul de funcționare luni între orele 14 și 20, iar de marți până duminică între orele 9 și 20. În fiecare zi de luni, între orele 9 și 14, ștrandul va fi închis pentru curățenie și igienizare.